În centrul municipiului Suceava, pe 1 decembrie, vor fi organizate manifestări dedicate Zilei Naționale a României. Pentru 3 ore au fost stabilite mai multe restricții de circulație și devieri de trafic. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Suceava, Florin Sinescu. Ne dorim ca această paradă militară să aibă loc pe bulevardul principal. Evenimentul se va concentra pe zona Bisericii Sfânta Învierii și din acest punct de vedere se impun câteva restricții de circulație, astfel încât să putem asigura accesul către municipiu și pentru a asigura toate ieșirile din municipiu. În acest sens vorbim de ruta Bosanci, astfel vom avea asigurat deplasarea către Bosanci pe strada Alexandru cel Bun, iar în ceea ce privește accesul pe raza municipiului dinspre Ipoteș-Bosangi, acesta va fi asigurat pe strada Tudor Vladimirescu și vom crea o bandă cu sens unic începând din Bulevardul Mare până la Policlinica Aren, pe contrasens, astfel încât să putem asigura și această zonă. În ceea ce privește celelalte restricții, vorbim de faptul că în intervalul 10-14 accesul pe Bulevardul Principal va fi restricționat, iar circulația va fi deviată pe strada Petru Rareș, începând cu semaforul care asigură accesul spre Piața Mare. Totodată și autobuzele TPL-ului vor funcționa pe acest traseu, practic pe strada Petru Rareș, Vasile Alexandrii, pe strada Mihai Viteazu, iar stațiile de autobuz din arene vor fi mutate în lateral, în zona Fântânii Artezienii, astfel încât persoanele care vor circula cu autobuzul să poată să folosească cele două stații care vor fi create. În acest interval de timp, stațiile de la bancă, cum le cunoaștem cu toții, vor fi anulate. De Ziua Națională la Suceava va avea loc o paradă militară la care vor participa structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția de Frontieră, precum și Vânătorii de Munte de la Vatra Dornei și elevii de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc. De la paradă nu va lipsi tehnica militară. Programul mai cuprinde spectacole folclorice pe esplanada din fața Casei de Cultură, unde cap de afiș vor fi ansamblul artistic Ciprian Porumbescu și interpretul sibian Robert Târnoveanu. Pentru prima dată de când se sărbătorește Ziua Națională la Suceava, autoritățile vor oferi participanților porții de fasole de post, precum și de fasole cu ciolan sau cârnați.